Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună prăjitură Valurile Dunării și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Ingrediente. Pentru blat vom avea nevoie de 500 de grame de vișine, 400 de grame de făină, 200 de grame de unt, 6 ouă, 180 de grame de zahăr, 6 linguri de lapte, 2 linguri de cacao, un pliculeț de praf de copt, semințele de la o păstaie de vanilie și un praf de sare. Pentru cremă vom avea nevoie de 150 de grame de unt moale, o jumătate de litru de lapte, 100 de grame de zahăr, 2 gălbenușuri, 60 de grame de amidon și semințele de la o păstaie de vanilie. Iar pentru glazură vom avea nevoie de 300 de grame de ciocolată amăruie și 50 de grame de unt. Pentru a pregăti blatul prăjiturii vom începe cu untul, pe care îl pun într-un bol. În bolul unui mixer, untul este la temperatura camerei și are 82% grăsime. Peste unt voi pune zahărul, am folosit zahăr fin, apoi sarea și păstaia de vanilie. Mixăm la viteză mică, prima dată. Mărim apoi viteza și mai mixăm pentru 3-4 minute. Untul este gata, așa că pot să curăț marginile bolului și pot să adaug ouăle, unul câte unul. Încep să mixez. Adaug următorul ou și tot așa până voi termina toate ouăle. După ce am încorporat toate ouăle, voi adăuga făina, pe care o voi amesteca cu praful de copt. Micșorez viteza mixerului și adaug făina, puțin câte puțin, cât o lingură. Adaug și 4 linguri de lapte. Am păstrat 2 linguri de lapte pentru compoziția de cacao. Oprez mixerul. Cam așa trebuie să arate compoziția. Într-o tavă vom pune jumate din compoziție. Eu am o tavă detașabilă de 35x25 de cm, dar puteți folosi orice fel de tavă cu pereți înalți. Nivelăm. În cealaltă jumătate de aluat, voi adăuga cacao și cele 2 linguri de lapte și voi mixa din nou la viteză mică până când totul se va încorpora frumos. Mai mixez pentru câteva secunde și compoziția de cacao este gata. Voi pune compoziția de cacao peste cea de vanilie. O pun din loc în loc pentru a fi mai ușor de întins. Nivelez și compoziția de cacao. După ce am întins bine compoziția de cacao, vom adăuga vișinele din loc în loc. Eu am vișine congelate, dar puteți folosi și din compot. După ce am decongelat vișinele, le-am scurs zeama. Voi da acum această prăjitură la cuptor, în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 30-40 de minute. Cât timp se coace prăjitura, ne vom ocupa de cremă și voi începe cu amidonul, pe care îl pun într-o cratiță. Adăugăm puțin lapte rece. Și amestec amidonul pentru a-l dizolva. Mai adaug puțin lapte și continui să amestec. La început va fi mai greu de dizolvat, dar cu cât amestecăm, cu atât se va dizolva mai bine.
După ce am dizolvat amidonul, voi adăuga gălbenușurile, zahărul și semințele de la păstaia de vanilie, dar puteți folosi și o esență de vanilie și voi omogeniza totul. Voi turna și restul de lapte. Și vom pune acest amestec pe foc. Am pus amestecul pe foc, la foc mic, și îl voi amesteca continuu, până când crema se va îngroșa și va începe să fiarbă. Crema este gata, cam așa trebuie să arate. O amestecăm foarte, foarte bine. O iau de pe foc și o voi pune într-un bol curat. Deasupra cremei voi pune folie de plastic, direct pe suprafața cremei. Asta pentru a nu se forma crustă. Și voi lăsa crema să se răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Când crema s-a răcit, o vom pune în bolul unui mixer. Și începem să o mixăm. Vom adăuga apoi untul, puțin câte puțin, cât un cubuleț, și continuăm să mixăm. Crema este gata. Cam așa trebuie să arate. Vom scoate acum bolul din mixer și vom reveni. Prăjitura este gata, s-a răcit complet. Peste ea voi adăuga crema pe care am făcut-o mai devreme. Întind și crema. Voi da acum prăjitura la frigider pentru aproximativ o oră pentru a se întări crema. Vom topi ciocolata pe baie de abur, adică am aici o cratiță cu apă care fierbe la foc mic, iar peste cratiță am pus un bol. În acest bol voi pune ciocolata și untul. Și le voi lăsa să se topească împreună, amestecând ușor. După ce s-a topit ciocolata, o voi scoate din cratiță și o voi lăsa să se răcească pentru aproximativ un sfert de oră. Turnăm ciocolata călduță peste prăjitură. Înclin ușor tava. Am întins ciocolata foarte bine în tavă, voi da din nou tava la frigider până când ciocolata se va întări. Prăjitura este gata, cam așa va arăta, glazura s-a întărit așa că am putut să o feliez, se feliază ușor, cu ajutorul unui cuțit ascuțit, puteți să treceți cuțitul și prin flacără sau să-l puneți în apă fierbinte pentru a tăia ciocolata mai ușor. Prăjitura este ușor de făcut, este delicioasă și nemaipomenită pentru sărbători. Noi vă dorim poftă bună, sperăm să vă bucurați împreună cu cei dragi de această rețetă și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!